Stimați telespectatori, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă repriză de Dialog Social. Suntem în momentul de vârf al săptămânii, moment în care punem punctele pe ei în probleme care ne influențează viața. Ca de obicei, pe această platformă televizată, identificăm soluții pentru dificultățile cu care se confruntă salariații țării. Și astăzi, ca de fiecare dată, alături de noi sunt reprezentanții sindicatelor naționale care apără drepturile și interesele salariaților. Rămâneți alături de noi! Perioada 9-11 iunie curent a fost marcată de un eveniment major desfășurat de către reprezentanții salariaților din organele de forță ale țării. Astfel, angajații cu epoleți ai Republicii Moldova s-au strâns în același loc pentru a analiza situația în care s-au pomenit, după ultimele modificări la codul muncii, dar și la reforma sistemului de pensii. La fel s-au adunat pentru a consolida capacitățile organizațiilor sindicale, dar și pentru a dezvolta parteneriatul social. Reprezentanții celor 5 organizații sindicale din cadrul Federației Sindlex, Viitorul, Demnitate, Frontiera, Salvatorul și Sindmai au căutat în cadrul forumului răspunsuri la întrebările cu care se confruntă în relațiile de muncă. Acestea sunt liderii sindicatului Viitorul, sindicatului Demnitate, sindicatul Salvatorul, sindicatul Frontieră, sindicatul Sindmai, care împreună cu politicile sociale care sunt promovate către conducerea Confederației Sindicatului din Moldova, Sindlex, ne stăruim ca împreună în dialog social cu partenerii care participă astăzi la acest forum să aducă la cunoștința liderilor, iar dumnealor, desigur, la cunoștința membrilor de sindicat, acele probleme care noi trebuie să le soluționăm cu privire la salarizare, cu privire la condițiile de muncă, cu privire la zilele de muncă care sunt în repaus și zilele de sărbători. Vrem o informație mai clară, mai ales cu salarizarea cadrelor didactice, deoarece noi am fost chiar și la protest și cam nu suntem, nu că nu cam, dar chiar nu suntem satisfăcuți de plin de deciziile care s-au primit acum. Mai ales acum codul muncii, modificări sunt foarte dese. Câteodată chiar nu dovedim să le urmărim, nu că numai să le realizăm. Și de ce astăzi sperăm că zilele acestea vor fi informați liderii sindicali? Când vine informația de la prima sursă, e mai eficient. În deschiderea forumului, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au menționat despre bunele relații care există de mai mulți ani între MAI și structurile sindicale, bazate pe dialog social constructiv și respect reciproc. De mai multe ori am spus-o în fața dumneavoastră, iar cei care nu m-au auzit, o să repet, orice scandal are trei etape. Discuția, bătaia și fugă. Începem cu discuția. Noi niciodată nu am ajuns cu domnul Lașcu la a doua fază, cu atât mai mult suntem foarte departe de această fază, deoarece, o să vă spun astăzi, poate cei care nu cunoașteți, domnul Lașcu mi-a fost profesor cândva la Academia de Poliție, iar eu eram student de atunci, și ne leagă o relație frumoasă, iar aș spune eu o relație de prietenie, care, apropo, nu încurcă la rezolvarea problemelor, iar domnul Lașcu nu s-a transformat și el într-un funcționar public din cadrul Ministerului de Interne. Fiecare dată auzim ce aici spune, noi de fiecare dată găsim timp să discutăm problemele care sunt în Ministerul nostru. În viziunea noastră, în viziunea conducerii Ministerului Afaceri Interne, este un forum foarte important și țin să menționez că între conducerea Ministerului de Interne și conducerea sindicatului de ramură. Există o activitate foarte prodigioasă, este un dialog foarte constructiv. El vine în susținerea angajaților Ministerului Afacerilor Interne pentru a îmbunătăți aspectele sociale, economice și avem deja și multe realizări sub acest aspect. În context, Nicolae Isache, secretar al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din România, a precizat că astfel de activități contribuie la efectuarea schimbului de experiență și la găsirea unor soluții ce se referă la apărarea drepturilor membrilor de sindicat și la promovarea intereselor acestora. Sindicatele de Republica Moldova lucrăm de aproximativ 10 ani. Să știți că noi am fost mentorii, respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din România. Noi am adus ideea domnului președinte Lascu de a forma un sindicat. Cum s-ar spune, noi am fost mentorii acestui sindicat. Avem o colaborare extraordinară la orice conferință a noastră făcută în România.
participă și este invitat și domnul președinte Mihail Lascu, la fel și dânsul, după cum vedeți, ne invită în Republica Moldova. Pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, în special a angajaților din aceste sindicate. Noi, după cum bine știți, sindicatul este mentorul care asigură legătura între cetățean, între membru de sindicat și conducerea profesională. Noi suntem cei care ne luptăm pentru drepturile membrilor de sindicat. Menționăm că la eveniment a fost invitat și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM. Dânsul a comunicat despre rezultatele desfășurării lucrărilor celui de-al treilea congres al CNSM și despre activitățile mișcării sindicale din ultima perioadă ce țin de îmbunătățirea nivelului de salarizare, reforma sistemului de pensii, securitatea și sănătatea în muncă. Deși par duri și neînfricați la prima vedere, totuși angajații forțelor de ordine din Republica Moldova au și ei nevoie de protecție, mai ales atunci când vine vorba de apărarea drepturilor și intereselor la locul de muncă. În acest sens, stâlp de nădejdele este sindicatul creat în ramură, care periodic desfășoară evenimente menite să informeze cât mai detaliat membrii de sindicat referitor la provocările pieții muncii și cine, dacă nu un om informat, este un om protejat. De această dată, liderii de sindicat din toată ramura afacerilor interne și-au dat întâlnire în una din sălile Inspectoratului General de Poliție. Aceștia au stat la discuții ore în șir și au analizat minuțios cum se vor răsfrânge asupra lor noile modificări la codul muncii, care sunt motivele care stau la baza neachitării plăților suplimentare în unele colective, dar și ce probleme au mai rămas încă nesoluționate. Deși în domeniul polițienesc din țară s-a reușit crearea și menținerea unui parteneriat social sănătos, asta nu înseamnă că negocierile nu derulează uneori și cu scântei. Și asta pentru că sindicaliștii devin tot mai insistenți atunci când vine vorba despre salariații pe care îi reprezintă. La ședință, liderii de sindicat din toate organizațiile primare ale Inspectoratului General de Poliție au fost mesagerii delegații ai angajaților, cei care au adus mesajul către conducerea inspectoratului, dar și a sindicatului de ramură. Potrivit lui Alexandru Pânzar, șeful IGP, soluțiile la problemele înaintate de către liderii de sindicat nu vor întârzia să apară, iar în scurt timp vor putea ieși cu răspunsuri concrete. Și sindicatul de ramură a dat asigurări că tot ceea ce ține de garanțiile incluse în contractele, dar și convenția colectivă, va fi respectat mai devreme sau mai târziu. Și asta pentru că documentele respective sunt instrumentul de bază prin care se realizează dialogul social din domeniu. Stimați telespectatori, rămânem în continuare în cadrul discuției referitor la salariații din cadrul organelor de forță din Republica Moldova. O să vedem astăzi cum sindicatul Sindlex din cadrul CNSM face față provocărilor, dacă bineînțeles acestea există, cum reușesc să apere drepturile și interesele salariaților din domeniu, care sunt impedimentele ce le stau în cale, dar și alte subiecte ce vizează această categorie de salariați. Îi salut în studioul nostru pe ministrul afacerilor interne, Alexandru Jizdan. Bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Bună seara! Mihai Lașcu, președintele Federației Sindlex din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Angela Otean, secretar general al Federației Sindlex. Bine ați venit la noi în studio și vă mulțumim că ați acceptat invitația. Domnule Lașcu, vom începe cu dumneavoastră și vrem să ne faceți o incursiune în subiect și să ne spuneți cum se realizează parteneriatul social în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În primul rând, folosindu-mă de ocazie, vreau să salut pe domnul ministru Alexandru Jizdan în acest dialog social și pe dumneavoastră. Și totodată aș vrea să spun că dialogul social și parteneriatul social în cadrul Ministerului Afacerilor Interne la noi este bazat pe normele legale care sunt în vigoare și desigur că baza este convenția colectivă semnată între conducerea Ministerului Afacerilor Interne și Federația Sindicat de Moldova, Sindlex, care este din 2015 și 2020. Și anume aceasta a fost ca bază juridică pentru posibilitatea de a încheia contracte colective de muncă per general pe subdiviziunile subordonate Ministerului de Interne, cum este Sindicatul Demnitate, Inspectoratul General de Poliție, Sindicatul Salvatorii și Serviciul Situațiilor Excepționale și Protecției Civile, Sindicatul Frontieră și Departamentul Poliției de Frontieră. Sunt actele juridice prevăzute de Codul Muncii, care anume sunt menite să dezvolte parteneriatul și dialogul social. În același context am insistat și o am din partea colegilor conducătorilor sindicatelor care sunt organizații membre a federației nominalizate, să o ducă conducătorii subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne. Suntem un întreg.
în acest dialog social. Am înțeles, referitor la convenția colectivă despre care ați menționat, domnule ministru, la ce nivel și în ce măsură se află la moment implementarea acestei convenții colective în practică, și mă refer aici la acele plăți suplimentare prevăzute în document? Cel puțin colegii mei în reportajul anterior pe care l-am demonstrat spuneau că salariații vor niște plăți suplimentare care sunt incluse în acest document și că în unele colective aceste plăți suplimentare nu prea se pun în practică. Ce comentați la acest subiect? Angajații noștri nu vor ceva care nu le aparține lor. Asta prevede și legislația, codul muncii. Dacă noi îi angajăm sau îi chemăm să lucreze în perioada weekendului, noi suntem obligați să le plătim angajaților noștri. Dialogul social între noi și sindicate este unul constructiv, un dialog sănătos, i-aș spune eu. Noi nu ne opunem astăzi, din contră, noi suntem în căutarea unei soluții. Anul 2016, pot să vă dau și niște cifre, noi am achitat circa 10 milioane lei angajaților noștri pentru orele suplimentare de lucru. Unde nu se reușește cu achitarea în bani și oamenii noștri care acceptă să li se dea zile suplimentare la concediu, se merge și pe formula aceasta, dar astăzi încercăm în a împăca toți angajații noștri, deoarece eu personal am trecut ani de zile în poliție când eram chemat și eu sâmbăta și duminica, nu este prea plăcut și desigur atunci când munca aceasta este plătită, rămâi împăcat cu tine însăși. Noi încercăm să respectăm această convenție care o avem semnată și este, cum a spus domnul Lașcu, ea a fost prelungită, a fost semnată inițial în 2010 pe o perioadă de 5 ani, ulterior în 2015 ea a fost prelungită sau s-a semnat una pentru perioada 2015-2020, încercăm să nu încălcăm acele angajamente pe care ni le-am asumat în cadrul acestei convenții. În orice caz, noi, atunci când prevedem bugetul Ministerului de Interne, încercăm, nimeni nu știe câte proteste vor fi peste o lună sau în anul 2019. Deci este imposibil astăzi să calculezi toată suma necesară într-un dialog permanent cu Ministerul Finanțelor, în așa fel ca noi să avem surse necesare pentru a plăti banii angajaților noștri. Am înțeles. Domnule Lașcu, probabil majoritatea salariaților se întreabă în ultimul timp cum rămâne cu pachetul social și garanțiile sociale ale funcționarilor publici cu statut special. Și aici mă refer în special la foile balneosanatoriale, pentru că, din câte cunosc eu, polițiștii sunt acea categorie care nu beneficiază de aceste foi balneosanatoriale. Mă refer aici și la plățile suplimentare despre care a menționat și domnul ministru și despre care au menționat în reportaj și colegii mei. Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, este o întrebare foarte importantă pentru toți cei care sunt angajați și activează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Începând de 2010, în Sindicatul Demnitate, apoi preluat în 2013 de Federația Sindicatelor din Moldova, Sindilex, noi am înaintat cerință către guvern ca să fie alocate surse financiare pentru întremarea sănătății balneosanatoriale a membrilor noștri de sindicat, însă cu regret primeam tot timpul răspunsul că nu prevede norma legală, nici un act legislativ nu prevedea ca să fie alocate aceste surse financiare. Iar în parteneriat social, în constructiv și destul de pragmatic, pe legea 288 care a intrat în vigoare la 25 mai, legea cu privire la statutul unic a funcționarului public din cadrul Ministerului de Interne. Deci s-a prevăzut în articolul 45, alineatul 5, a prevăzut că această normă va fi de acum executată. Și noi așteptăm și toți membrii de sindicat sunt în așteptare că să aibă și ei dreptul să facă o întremare a sănătății, care avem foarte mare necesitate, fiindcă efortul psihoemoțional este destul de mare, riscul profesional este destul de mare și aceasta, sigur, aduce la complicația de sănătate. Mai mult ca atâta, noi am
cerut că și membrii de sindicat să aibă dreptul la un concediu suplimentar pentru efortul psihoemoțional, pe cum prevede legislația, dar obligatoriu e trebuie să fie prevăzută în convenții și în contracte colectiv de muncă, ca să aibă un caracter juridic. Noi aceasta am obținut-o, am semnat-o, am făcut și nomenclatorul care servicii și cât să primească, 5, 7, este în implementare. Încă nu este pe deplin. Corect a menționat domnul ministru, avem unele divergențe cu reprezentanța guvernului, cum este Ministerul Finanțelor, care le este funcția să spuie nu, bani nu poate. Noi suntem chiar și în litigiu de judecat, acolo unde dumnealor consideră că nu legitim li s-a plătit orele suplimentare angajaților. Noi considerăm că obligatoriu trebuie să fie plătit și facem trimitere la Codul Muncii, care este o normă legală. Dacă nu este prevăzut în legea specială, atunci este să ne conducem de... Așa că acestea conduce și noi suntem într-un permanent dialog social în implementarea acestor prevederi. Stimați telespectatori, alături de noi, cum anunțam și în intro-ul meu mai devreme, se află și Angela Otean, care dumneaei este și vicepreședintele Consiliului de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Așteptam întrebarea asta pentru că este cu și despre femei. Spuneți-ne, în cadrul organelor de forță avem și multe femei, după cum se cunoaște. Ce ați negociat pentru această categorie? Pentru că vorbim aici despre o profesie cu risc sporit, despre o profesie cu efort psihoemoțional maxim. Cum apără sindicatul femeile din cadrul acestui domeniu? Dacă să mă refer la doamnele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, vreau să spun că Ministerul are o bogăție umană enormă, deoarece accesul doamnelor în cadrul funcțiilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor Ministerului de Interne, de fapt, au adus la disciplinizarea, la crearea unui climat de acuratețe în rândul echipelor de polițiști. Deci, pe lângă faptul că până nu de mult doamnele din cadrul Ministerului de Interne erau tratate ca femeile neasigurate, noul cadru legislativ a eliminat această carență și noua lege care a intrat deja în vigoare dă posibilitate ca doamnele să beneficieze de un pachet social la fel ca toate femeile care muncesc în Republica Moldova, iar suplimentar sunt stipulate în convenția colectivă și în contractul colectiv de muncă. De asemenea, dacă nu acoperim ceva, facem trimitere la Codul Muncii, care este o normă generală și care dă oportunitate doamnelor să fie asigurate. Am înțeles, domnule ministru. Vorbeați la forumul care a avut loc zilele trecute la Vadul lui Vod despre un proiect referitor la locuințele pentru angajații din organele de forță. Spuneți-ne și nouă câte ceva despre acest proiect. Este un proiect care are menirea de a ca finalitate de a avea apartamente de serviciu, spațiu de serviciu. Noi am selectat pe strada Testimițanu 7,3 sau 7,4 hectare care aparțin departamentului trupelor de carabinieri. Înainte de a avea un parteneriat public-privat, noi trebuie să respectăm toată procedura. Prima hotărâre de guvern a fost deja, o avem. Urmează, astăzi am semnat, este o coincidență că sunt astăzi cu dumneavoastră aici, astăzi am semnat scrisoarea prin care am expediat și a doua hotărâre de guvern, Cancelariei de Stat. Urmează în cel mai apropiat timp, sper eu poate la următoarea ședință de guvern, să avem și a doua hotărâre de guvern, după care ne permite deja a trece procedura pentru a anunța acest concurs pentru a selecta partenerul nostru. Urmează ca noi să facem un studiu de fezabilitate pentru a stabili care va fi arhitectura acestor apartamente de serviciu, deoarece astăzi doar pe municipiul Chișinău noi avem circa 1500 angajați ai Ministerului de Interne care închiriază spațiul locativ. De aceea, studiul de fezabilitate ne va sugera cam ce fel de apartamente trebuie să avem noi.
Sper eu acest proiect va rezolva. El este, noi nu putem rezolva doar prin acest proiect această problemă, dar în legea 288 de care au vorbit colegii din studio, prevede compensarea unei părți din plata chiriei pe care o plătesc angajații noștri. Anterior noi nu am mai avut astfel de prevederi. Plus, eu sper că proiectul Ministerului Finanțelor, care vine cu proiectul Prima Casă, la fel este o soluție pentru rezolvarea acestor probleme. Am înțeles. Domnule Lașcu, revenind la codul muncii și legea despre care vorbeați, salariații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din câte știm, activează sau mai exact se supun legii 288 privind statutul special al funcționarului public din cadrul MAI. Ne interesează care este interacțiunea dintre codul muncii și această lege numărul 288, dat fiind faptul că actualul cod, știm cu toții, va fi supus unor modificări dacă vor cădea angajații Ministerului asupra acestor, sub incidența acestor modificări, sau ei vor rămâne în continuare sub legea 288. Trebuie de subliniat acel fapt că încă la momentul elaborării proiectului, de-a treilea an, de la momentul începerii cu proiectul, am activat în aceste grupuri de lucru, noi am prevăzut ca în legea specială să fie luate și niște norme care sunt stipulate în codul muncii, deoarece legile anterioare, 320 cu privire la poliție, statutul polițiștilor și alte legi speciale, ele făceau trimitere. Ceea ce nu este prevăzut în legea actuală se conduce de către normele codului muncii. Totodată am zis-o, avem cei când Ministerul Finanțelor spune că codul muncii nu poate, pentru că nu puteți fi implementat, că este prevăzut de legea specială. Și luând aceasta în considerație, noi am făcut tot posibilul, ne-am dat propuneri, au fost acceptate majoritatea sa, ca în legea 288 să fie prevăzute și norme din codul muncii. Însă, rămâne în vigoare ce e fapt care nu va fi reglementată de legea specială, că nu poți tot, este norma generală codul muncii, care este o lege importantă, cu un statut special de reglementare în dreptul muncii. E vorba de timpul de muncă, e vorba de timpul de odihnă, e vorba de munca suplimentară care noi astăzi am vorbit, e vorba de riscurile profesionale care sunt în dependență de specialitate, este inclusiv și protejarea socială, drepturile sindicatelor în relațiile de muncă, reglementează parteneriatul social, anume codul muncii, în relațiile de muncă, dreptul salariatului de a participa la administrarea, vreau zic, subdiviziunii respective, iar în conformitate doar cu acele prevederi care sunt în codul muncii. Deci, chiar dacă va fi făcute niște modificări, noi, făcând completări și adăugări la convenția colectivă, contract colectiv de muncă, am să facem ca toți membrii de sindicat din cadrul Ministerului de Interne și nu numai și ceilalți care sunt în cadrul Federației Sindicatul de Moldova, Sindlec, Sindicatul Viitorul și Gardianul, să fie protejați în mod egal. Am înțeles. Doamna Oteanu, o categorie la fel de sensibilă ca și cea a femeilor despre care am discutat anterior, sunt și tinerii, care probabil sunt în domeniu. Ne spuneți pentru ei dacă aveți garanția parte negociată. Orice modificare a sistemului legislativ non-folosul angajatului, de fapt, adus din Ministerul de Interne, cadre cu experiență. Evident, per ansamblu, personalul Ministerului de Interne este tânăr, iar tinerii întotdeauna, pe lângă faptul că vor să se încadreze în serviciu, dânșii vor să aibă și un pachet garantat social, bine determinat, un salariu decent și o perspectivă de a crește profesional. Deci noi susținem de fapt toate intențiile domnului ministru privind facilitarea tinerilor și venirea dânșilor în sistem, inclusiv prin faptul ce a vorbit mai înainte despre construirea locuințelor de serviciu și sigur găsirea, identificarea oportunităților privind mărirea salariului polițiștilor, ori mărind salariul vor fi eliminate multe alte flagele din sistem
și probabil o să responsabilizeze personalul mai mult. Și acum o ultimă întrebare, că tot suntem pe ultima sută de metri a discuției noastre. Domnule ministru, referitor sondajelor, poliția este una din acele structuri în care corupția este un fenomen des întâlnit, cel puțin așa cred respondenții. Este sau nu adevărat? Astăzi noi în sondaje, nu în sondaje, noi în statistica atestată de către Centrul Național Anticorupție, pur matematic, suntem în topul instituțiilor celor mai corupte. Trebuie să înțelegem una, că o bună parte din statistica pe care o are CNA-ul înglobează în sine operațiunile petrecute sau organizate însăși de Ministerul de Interne, Serviciul Protecției Interne și Anticorupție. Marea parte a operațiunilor legate de angajații Ministerului de Interne sunt produsul Ministerului de Interne. Nu ni documentează altcineva dintr-o parte și noi suntem cu ușile închise. Din contra, acest serviciu foarte activ documentează toate fenomenele legate de corupție. Noi mai avem cazuri unde angajații noștri încalcă legislația în vigoare, dar tocmai de atâta că noi am spus în 2016, am declarat toleranță zero corupției, s-au și întețit aceste operațiuni, aceste documentări și de ce noi figurăm statistic, dar lucrul acesta se va diminua deoarece reținerile și arestările pe care noi le efectuăm au menirea de a aduce un mesaj clar angajaților Ministerului de Interne. Noi nu mai tolerăm corupția. Diminuarea cifrelor, ea trebuie să fie una logică și evidentă. Nu cred că, și eu sunt încrezător în faptul că acest mesaj, această tactică care am ales-o noi, ea va produce în timp. Dar totodată trebuie să recunoaștem că omului trebuie să-i dai alternativă. Noi nu putem doar biciui angajații noștri, fiindcă da, este un mesaj, oamenii înțeleg, dar pe de altă parte oamenii întreabă, dați-ne salarii, dați-ne apartamente de serviciu și iarăși am să repet cuvântul, pur matematic, oamenii ăștia nu pot să o scoată până la capătul lunii, că nu-ți ajung bani, elementar. Noi dăm 5-6 mii de lei și omul care locuiește sau închiriază, omul care își plătește serviciile comunale, el trebuie să se hrănească el însăși, dacă mai are o familie, noi înțelegem că el intră în incapacitate de a se menține pe el însăși. De aceea, mergem cu ele la pachet, dacă se poate de spus așa. Pe de o parte este lupta cu corupția, pe de altă parte, eu înțelegând personal ce aici se produce și trăind eu de-a lungul anilor, această viață polițienească, încercăm de a găsi soluții. Plus, știți care este speranța de viață a unui polițist? Ea nu depășește 58 de ani, dar aceasta vorbește de la sine. Tot stresul pe care îl trece, toată încărcătura asta fizică pe care o trec angajații noștri, ea cu părere de rău scurtează din viață. Chiar ieri ați văzut altercațiile pe care le-am avut noi în dimineața zilei de ieri. Noi avem un angajat al poliției cu piciorul fracturat, alți doi carabinieri au fost cu capurile sparte. Sunt confruntări care ieri era televiziunea, dar dacă nu era ieri o televiziune, lumea nici nu avea să știe ce s-a întâmplat ieri în centrul capitalei. De aceea, ce spuneți dumneavoastră, este un lucru asupra căreia se muncește. Nu pot spune astăzi că pe noi ne documentează și avem un fenomen al corupției. Ministerul de Interne astăzi încearcă cu forțe proprii în mare măsură să-și curăță rândurile, să transmitem un mesaj clar, totodată fiind foarte responsabil și înțelegător cu starea de facto a lucrurilor. Deci dialogul nu doar cu sindicatele, dialogul și cu Ministerul Finanțelor, dialogul și cu partenerii de dezvoltare, noi încercăm în a îmbunătăți calitatea vieții profesionale, locurile de muncă, procurarea automobilelor, servicii, echipamente, în așa fel ca oamenii să nu-și achite ei din banii lor personali, să nu-și procure birotică, să nu-și achite, să nu-și alimenteze automobilul, să nu-și procure uniformă, să nu-și repare automobilul și de ce nu ei să nu-și achite, să aibă spațiu.
Eu doar aș completa aici, dându-i dreptate domnului ministru, pe scurt, dându-i dreptate domnului ministru, aș completa domnul secretar. Când se facă sondaje sociologice, deci întreabă cine l-a comandat și în afară de aceasta. Ele sunt subiective, deoarece majoritatea cetățenilor care au, vreau zic, un reprezentant a statului, asta este cu poliția. Majoritatea sancționării o face poliția. Majoritatea dintre cei care sunt sancționați au cu mătri, frați, îndestea, și desigur că influențează pur psihologic, influențează la această... Totuși, domnule Lașcu, domnul ministru spunea că și statisticile vorbesc de la sine. Deci, doamna Oteanu, vroiați să adăugați ceva? Contracararea acestui flagel trebuie făcută pe interior și pe exterior. Să nu uităm că în corupție există doi actori. Cel care ia și cel care dă. Noi trebuie să instruim și societatea să nu încalce legislația, ca să fie pusă în condițiile să propună polițiștilor sau altor lucrători a Ministerului de Interne mită. Și atunci eu cred că încet acest flagel va ajunge la minim. Apropo, doamna Oteanu, iertați-mă, vă rog, în sondaj, în statistici, este arătat și un procentaj care este foarte mare comparativ cu statele dezvoltate despre justificarea mitii pe care o dau cetățenii noștri. Dar, la general, noi suntem în creștere, adică angajații Ministerului Interii sunt în creștere de la 28 și ceva, acum 25. De la 25, acum suntem la 30... La 46. La 46. 29% noi am crescut în încredere populației. Aceasta înseamnă ceva. Este un rezultat. Deja e o deschidere. Eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi în studio și vă mai așteptăm, de ce nu. Vă dorim succes în demersurile dumneavoastră și în parteneriatul social pe care îl aveți și să-l păstrați și în continuare. Și noi vrem să vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Rodica Vâlcu și vă dau întâlnire marțea viitoare la aceeași oră. Eu vă zic clară vedere, nu înainte însă de a vă aminti de posibilitățile dumneavoastră de a apela linia fierbinte a sindicatelor 0800 820 sau de a accesa pagina noastră de internet sindicate.md. Și ziarul Vocea Poporului vine pentru dumneavoastră cu informație utilă și de calitate. Totodată, stimați telespectatori, nu uitați să vă apropiați la centrele de mediere din Bălți și Comrat, acolo unde reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova vă vor oferi consultații gratuite în diversele situații cu care vă confruntați la locul de muncă. Nu uitați, stabilim adevăruri numai prin dialog social. Toate bune! We'll be right back.